ceremonia noastră. Haideți, părinte Alexandrescu, haideți în față. Am să vă rog să facem puțin liniște și o să începem ceremonia de premiere a cuplurilor care în 2017 au venit sau împlinesc 50 de ani de la căsătorie. O să începem prin a face o slujbă, o slujbă de binecuvântare și după ce terminăm această slujbă, participăm efectiv la ceremonia de premiere. Înainte de a da cuvântul preacucernicilor părinți, aș vrea să salut prezența unui invitat de marcă în comunitatea noastră. Este vorba de domnul primar al orașului Bulcănești din Republica Moldova, prezent aici de față, cu care comunitate cu care astăzi ne-am împrățit. A fost prezent și primarul comunei Pleșeni din Republica Moldova. Practic astăzi noi ne-am înfrățit cu două localități din Republica Moldova. În sală mai sunt prezenți membri ai Consiliului Local sau Regional din orașul Bulcănești, Republica Moldova. Este, nu știu dacă la dumneavoastră, domnul primar, se practică acest model de recunoștință pentru cei care timp de 50 de ani au conviețuit împreună. Noi facem acest lucru de ani de zile și fiecare an ducem mai departe tradiția și transmitem un mesaj tinerei generații. Mesaj care într-o vreme, într-o perioadă destul de tulbure, când sunt foarte multe probleme, când neajunsurile sunt multe și mari, trebuie să înțeleagă că familia rămâne stâlpul societății. De mii de ani noi avem câteva valori, noi români. În primul rând, credința în Dumnezeu și această valoare sufletească este astăzi reprezentată aici prin preacucernicii părinți care o să binecuvinteze familiile. În al doilea rând, a doua valoare de marcă a poporului român, dincolo de credință, este familia. Și astăzi avem exemple grăitoare, 32 de familii sunt astăzi să zic așa, apreciate pentru faptul că timp de 50 de ani au conviețuit împreună. Sigur că cele două valori sunt stâlpii societății noastre, mai avem și armata și așa mai departe. N-aș vrea să mă lungesc foarte mult cu discursul meu și am să rog Părintele Catolic să pornească slujba de eu știu, de ceremonie, să zic așa, binecuvântare a familiilor care astăzi, sau în cursul anului 2017, sărbătoresc 50 de ani de la căsătorie. Vă rog, Părinte. Încep prin a vă saluta pe dumneavoastră, dragi jubilanți, cu ocazia celor 50 de ani de căsătorie. Îi salut și pe părinții ortodoxi, prietenii noștri, pe domnul primar, garda noastră. După acest cuvânt de salut, domnul începe cuvântul nostru de rugăciune. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Domnul să fie cu voi. Să invocăm îndurarea lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, care în planul Său preînțelept a voit ca, în iubirea fidelă a soților, să întrevadă istoria mântuirii. Părinte Sfânt, care ești fidel, Tu ceri ca legământul Tău să fie respectat și răsplătești pe cei care îl respectă. Binevoiește a revărsa binecuvântările Tale peste slujitorii Tăi, care sărbătoresc a 50-a aniversare a căsătoriei lor.
Tu care împreună cu Fiul și cu Duhul Sfânt te bucuri din veșnicie de unitatea deplină a vieții și a comuniunii iubirii, fă ca acest slujitor ai tăi să-și amintească mereu de legământul iubirii pe care l-am creat prin sacramentul căsătoriei și să-l păstreze cu fidelitate. Tu care astfel rânduiești toate experiențele vieții umane în înțelepciunea ta, încât îi conduci pe oameni să fie părtași la taina lui Hristos, fă ca acest slujitor ai tăi, primind cu serenitate atât bucuria cât și suferința, să rămână atașați de Hristos și să se străduiască să trăiască numai pentru El. Tu care ai voit ca viața conjugală să fie un exemplu de viață creștină, fă ca toți soții să fie martori ai misterului iubirii Fiului Tău. Dumnezeule, familia are temelia tainică în orânduirea Ta. Ascultă cu îndurare rugăciunile slujitorilor Tăi și fă ca, urmând exemplul Sfintei Familii, să te laude veșnic în bucuria casei Tale, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Te lăudăm și te binecuvântăm pe Tine, Dumnezeule, Creatorul a toate, care la început ai făcut bărbatul și femeia, ca să fie o comuniune de viață și de iubire. Îți aduce mulțumire pentru că ai binevoit să binecuvântezi viața de familie a slujitorilor Tăi, care astăzi celebrează 50 de ani de căsătorie, spre a fi o imagine a unirii lui Hristos cu Biserica. Îndreaptă-ți astăzi privirea cu îndurare spre ei și Tu care i-ai păstrat uniți atât în timp de lucrurie cât și în timp de suferință, reînnoiește-le legământul nuptial, sporește-le iubirea, întărește-le legătura păcii ca să se bucure mereu de binecuvântarea Ta împreună cu copiilor care îi înconjoară. Așa te rugăm prin Hristos Domnul nostru. Amin. Citim Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Marc. În acel timp a spus Iisus: la începutul lumii, când Dumnezeu i-a creat pe oameni, i-a creat bărbați și femei. De aceea, omul va părăsi pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu soția sa. Și amândoi vor fi un singur trup. Astfel, ei nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă. Cuvântul Domnului. Slavă ție, Hristos! Fraților preiubiți, Dumnezeu a binecuvântat legământul căsătoriei încă de la începutul lumii, iar Iisus Hristos a făcut din ea un sacrament, izvor de har pentru viața veșnică. Să ne rugăm astăzi în mod deosebit pentru aceia care acum 50 de ani s-au căsătorit, cerând în același timp de la Dumnezeu unire și bună înțelegere între toți oamenii. Atotputernice Dumnezeule, Stăpânul vieții și întemeitorul familiei, dăruiește bisericii familiei cu adevărate creștine, în care dragostea și armonia dintre membri se reflectă iubirea regăsită din Sfânta Treime. Fă ca sfințenia fiecărei familii să fie ocrotită și sporită prin generozitatea în credință și jertfă a tuturor membrilor ei. Păstrează între soți iubirea și fidelitatea conjugală și dă-le harul de a primi cu bucurie copiii trimiși de Tine. Te rugăm, Ascultă-ne! Ferește familiile noastre de griji, necazuri și neînțelegeri. Te rugăm, Ascultă-ne! Fie-ți milă de familiile lovite de suferință trupească sau sufletească și arată-ți în mod deosebit prezența în mijlocul lor. Te rugăm, Ascultă-ne! Păstrează în harul primit pe cei care acum 50 de ani s-au unit în numele Lui Hristos și revarsă asupra lor tot darul și binecuvântarea Ta. Te rugăm, Ascultă-ne! Primește pe răposații noștri în marea familie a fericiților din cer. Te rugăm, Ascultă-ne! Părinte Ceresc, revarsă te rugăm harul Tău asupra slujitorilor Tăi, jubilanți, și asupra tuturor acelora care astăzi participă la bucuria lor, pentru că ai să caute mereu cele plăcute ție și să primească de la Tine
ceea ce îi duce la fericire adevărată, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Înainte de a vă oferi binecuvântarea ocazia acestui jubileu, vă mai cer îngăduința câteva clipe pentru a asculta mărturisirea pe care un soț o face față de soția sa după ce au împlinit 50 de ani de căsătorie. Vino soția mea să stăm pe bancă în fața casei. Ai dreptul să stai lângă mine, căci sunt 50 de ani de când suntem împreună. Copiii deja s-au căsătorit și s-au împrăștiat în lume și din nou am rămas ca la început, amândoi. Îți mai amintești, femeie? N-aveam nimic la început și am început, dar a fost greu. Trebuia curaj, perseverență, trebuia iubire, dar nu e ceea ce se crede când se începe. Nu e numai schimbul de săruturi, șoaptele la ureche, ori îmbrățișările. Viața e lungă, ziua nunții e doar o zi. Abia după aceea, îți amintești? Abia după aceea a început viața. Trebuia făcut ce greu era. Trebuia refăcut. Era și mai greu. Apoi au venit copiii. Trebuia să-i hrănești, să-i îmbraci, să-i crești. Și asta nu se mai termina. Se întâmpla ca ei să se îmbolnăvească. Ai stat în picioare toată noaptea. Eu lucram din zori până seara. Au fost momente de disperare. Ani treceau și noi băteam pasul pe loc. Ba uneori aveam impresia că dăm înapoi. Îți amintești, femeie? Toate aceste ghici, frământări, numai tu ai fost acolo. Am rămas fidel unul celuilalt. Așa ne-am putut bizui. Eu pe tine și tu pe mine. Am avut mare noroc să fim împreună. După această mărturisire, vă vom oferi binecuvântare. Dacă se poate, rugăm să vă ridicați. Pregătiți-vă fruntea pentru a primi binecuvântarea. Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, să vă dorească pacea sa. Amin. Fiul Său unul născut al lui Dumnezeu să vă stea alături cu îndurare, atât în clipele de bucurie, cât și în clipele de suferință. Amin. Duhul Sfânt să reverse necontenit iubirea sa în inimile voastre. Amin. Pe voi toți care sunteți aici de față, să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Mă bucur că am fost împreună. Vă doresc clipe frumoase în continuare. Cu bine. Mulțumesc Părintele Grigori pentru frumoasa slujbă și rog Părintele Frăteriță și cu voi pe preoți să facă slujba pentru toți. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, întotdeauna, acum și curia, și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește!
sufletelor noastre Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Lăsarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sfântul Arhiepiscopul nostru Ioachim pentru cinstita preoțime și a tuturor Hristos diaconime. Pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Necredinciosul poporul mondial și pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos, oaste Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Mulțumirea rugăciunea noastră de acum nevrednicilor robilor săi care sunt de față, robi Dumnezeu, familiile care mulțumesc Domnului pentru toate binefacerile primite în cei 50 de ani de împreună viețuire Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să audă și acum glas rugăciunea noastră nevrednicilor săi robi și buna cerere și dorirea credincioșilor să-i spre bine să le plinească și ca milostivit totdeauna să ne dăruiască binefaceri nouă și Sfintei sale Biserici întregului său popor drept credincios. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru ca să-i togească ferubite aceștia, care împlinesc 50 de ani de împreună conviețuire, să-i togească de toți vrășmașii văzuți și nevăzuți și cu sănătate, într-o lungime de zile, în pace cu ocrotirea îngerilor săi, totdeauna să-i înconjoare pe credincioșii săi rog Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi și de tot necaz, mânia primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Pe Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții s-o pomeni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, Păi Hristos Dumnezeu să o dă. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie, de la Marcu citire, acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face. Viva lui orice va cere. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le veți primi și le veți avea. Iar când stați să vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Slavă ție, Doamne! Slavă ție! Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește!
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și fire de oameni adânc neajunsă, la ta slavă căzând, cu frică și cu cutremur, ca niște robi nevrednici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra robilor tăi, ce împlinesc 50 de ani de împreună viețuire. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm și iarăși, căzând înaintea ta, mulțumim, rugând cu umilință nemăsurată și nespusă ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi acum rugăciunile robilor tăi și cu milostivire e învrednicită a li se împlini cererile, așa și de acum înainte, învrednicește-i a sporind cu dreapta credință, în dragostea și către tine și către aproapele și întru toate faptele cele bune și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește de toate rea întâmplare, dăruindu-le pace și liniște și ne învrednicește pe toți totdeauna a grei și a cânta ție și celui fără de început al tău părinte și preasfântului și bunului de viață păcătorului tău Duh, Dumnezeului celui slăvit într-o ființă. Slavă ție, Dumnezeului nostru, Dătătorul nostru de bine în vecii vecilor. Amin. Iubește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea, cercetarea mutațiilor, robilor lui Dumnezeu. Constantin, Vasile, Toader, Vasile, Vasile, Toader, Gerasim, Constantin, Nicolae, Constantin, Petre, Alexandru, Cornel, Vasile, Vasile, Iacob, Ioan, Gavrilă, Gheorghe și Ioan, Sofia, Părăstiva, Părăstiva, Maria, Ileana, Angela, Eugenia, Rodica, Ana, Maria, 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 Natalia, Catina, Georgeta, Maria, Rodica, Frăsina, Teodora, Elena, Vasile cu Angela, Ioan, Șaneta, Nicolae și Maria, Ștefan și Ana, Vasile și Ileana, Constantin, Sofia, Vasile, Florența, Vasile, Georgeta, Gheorghe, Parascheva, Simeon și Elena, Basarab, Ioan și Maria, Ion și Natalia, care mulțumesc Domnului pentru toate binefacele primite în cei 50 de ani de împreună viețuire și se roagă. Și ne rugăm și noi cu toții pentru sănătatea, mântuirea și pentru sporul și ajutorul lor să zice Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Și Stăpânule al nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu belșugarele ai revărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și cu noi Dumnezeu îți aducem doxologie și cu umilință strigăm, izbăvește din toate nevoile fiului tăi și ca un milostiv împlinește totdeauna dorințele noastre ale tuturor cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Mare ta iubire de oameni, așa și de acum înainte, ne trecându-i pe dânsul vederea, împlinește spre slava ta toate bunele dorințele credincioșilor robilor tăi și arată spre noi, spre toți mila ta ce bogată, trecând cu vederea greșelile noastre, rugămâne ție, auzi-ne pe noi și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, această mulțumire a noastră încă slavei tale și trimite totdeauna ca un îndurat robilor tăi mila ta cea bogată și îndurările tale și izbăvește pe robite de toate meșteșurile văzutilor și nevăzutilor rășmași pe ei biserica ta cea sfântă orașul acesta și tot poporul tău și dăruiește tuturor sănătate lungime de zile și sporire în toate faptele bune rugăm-ne ție, auzi-ne și de grab ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Prea cucernice, Părinte, binecuvintează! Toți adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciune prea curată în Maice sale, care Sfinților întru tot lăudaților apostol, cu rugăciunile Sfântului Apostol Andrei, creștinătorul României, cu rugăciunile Sfântului Ieraf, Teodosie de la Braz, pe care îl pomenim în această zi, rugăciunile Sfinților, drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, ocrotitorii familiilor creștine și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Robilor lui Dumnezeu, Constantin și Sofia, Vasile și Paraschiva, Toader și Paraschiva, Chivolța, Vasile și Maria, Vasile și Ileana, Toader, Angela, Gerasimeu și Eugenia, Constantin și Rodica, Nicolae și Ana, Costache și Maria, Petra și Maria, Alexandru și Natalia, Corneliu și Catrina, Vasile și Georgeta, Vasile și Maria, Iacob și Maria, Ioan și Rodica, Gheorghe și Prăsâna, Gheorghe, Gică și Teodora, Ioan și Elena, Vasile și Angela, Ioan și Aneta, Nicolae și Maria, Ștefan și Ana, Vasile și Ileana, Constantin și Sofia, Vasile și Florența, Vasile și Georgeta, Gheorghe și Paraschiva, Simeon și Elena, Basarab, Ioan și Maria, Ion și Natalia, cu toți ai caselor, dă-le, Doamne, sănătate, lungime de zile întru toate, cu răscorire, și păzește pe ei într-un mult și fericița. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire. La mulți ani să trăiți, fără fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți pentru credință și mântuire. La mulți ani să trăiți, mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți, la mulți ani. Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Distinse Domnule Primar, distinse Domnule Primar, musafirul nostru, Domnule Viceprimar, preacucernici, părinți, frați, iubiți invitați și iubiți părinți, îmi permit să mă adresez dumneavoastră cu apelativul acesta de iubiți părinți, dumneavoastră celor care astăzi, sau în anul acesta 2017, împliniți 50 de ani de împreună viețuire, pentru că, într-adevăr, ați putea să fiți părinții noștri. Vreau să fac o mențiune și anume că aici, în această sală, este o familie care este născută în aceea zi, s-a căsătorit în aceea zi când m-am născut eu, acum 50 de ani. De aceea, e vorba de nenea Costică Creangă, și cu tante Rodica, de aceea le spun iubiți părinți, pentru că au exact vârsta pe care eu nevremnicul o am în, în acest an. Deci atât, iubiți părinți, că sunteți astăzi la un moment emoționat și eu sunt emoționat și dumneavoastră sunt sigur că sunteți la fel de emoționați, pentru că astăzi sunteți felicitați și premiați și în același timp înălțăm rugăciuni de mulțumire prea milostivului Dumnezeu, pentru că sunteți motive pentru noi, pentru că sunteți modele pentru noi, motivați pe noi, sunteți modele pentru noi, în aceste vremuri în care
În societatea aceasta noastră bulversată și bulversantă avem mai puține modele, dumneavoastră reprezentați modelul de taina căsătoriei. Evit poate să folosesc familie creștină pentru că termenii ar trebui puțin nuanțați, familia creștină poate fi și cu bunici și așa mai departe, dar noi luptăm pentru instituția tainei căsătoriei și știți la ce mă refer. Biserica și în general statul nostru pentru aceasta, pentru instituția tainei căsătoriei. Cu multă emoție, sunt sigur că vă aduceți aminte de acum 50 de ani, când în fața Sfântului Altar ați depus jurământ cu punerea mâinilor pe Sfânta Cruce și pe Sfânta Evanghelie, că veți păstra unitatea căsniciei dumneavoastră până la sfârșitul vieții. Și iată că Dumnezeu v-a hărăzit să ajungeți la acest frumos jubileu de 50 de ani. Poate atunci la cununie, fiind cu emoții, n-ați fost atenți, s-ați uitat. Patina timpului și-a pus amprenta peste dumneavoastră. Acolo, la taina căsătoriei, preotul și la logodă, dar și la taina nunții propriu-zise, enumeră, rugăciunea de fapt, enumeră mai multe nume de familii din Vechiul Testament, dar și din creștinism, care sunt pentru noi modele de urmat. Și acolo, la urmă, dar și în timpul slujbei de cununie, sunt pomeniți adeseori Sfinții Împărați Constantin și Elena, care, deși au fost mamă și fiu, sunt pentru noi motive, sunt pentru noi, dacă vreți, coroana familiei creștine. Pentru că mirele și mireasa, în taina cununiei, se încoronează în tocmai ca împărații Bizanțului. Noi, în limba română, avem un cuvânt care spune a se cununa. Se cunună robul Dumnezeu. În limba greacă este mai frumos. Spune Stefanete, adică se încoronează. Venceaiția, în limba rusă, domnul primar, dacă am greșit să mă corectați. Blagadele v-am zvat, vedeți la primanie. Deci, în limba rusă este venceaiesa, care vine tot de la venet sau veno, care înseamnă coroană. Venceat înseamnă a încorona. Deci, cei doi miri se încoronează în taina Sfintei Cununii. Și de aceea, întotdeauna, Sfinții Împărați Constantin și Elena, pe icoanele noastre, în cele mai multe cazuri, sunt reprezentați având în mijlocul lor Sfânta Cruce. Și ne-am întrebat noi, de ce la cununie, la bucuria aceasta a mirilor, Biserica adeseori pomenește de Sfânta Cruce și de Sfinții Împărați Constantin și Elena. Pentru că vrea ca să le arate viitorilor miri că dacă nu vor avea în mijlocul vieții lor Sfânta Cruce, în mijlocul căsniciei lor Sfânta și de viață păcătoare cruce, adică nu-și vor îndemeia căsnicia pe jertfa și pe iubirea jertfernică a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, căsnicia lor nu va fi de bun augur. De aceea noi suntem siguri că ați trecut și prin cruce în viața dumneavoastră. Suntem siguri că ați trecut prin foarte multe lucruri, prin foarte multe probleme. Mântuitorul Iisus Hristos cu dumnezeiasca sa gură ne spune în lume necazuri veți avea, dacă ce eu am biruit lumea, nu ne promite bunătăți, nu ne promite altceva decât ne spune că dacă vom fi în necazuri, să apelăm la El, să-i cerem în genunchi ajutorul Lui. De aceea Biserica amintește de Sfinții Împărați Constantin și Elena și la sfârșitul slujbei și mai ales spune într-o rugăciune și să vină peste ei, adică peste cei doi miri, spune preotul citind din molitvelnic, și să vină peste ei bucuria aceea pe care a avut-o fericită Elena când a aflat cinstita cruce. Gândiți-vă că împărăteasa Elena era mama, era soție de împărat și era mamă de împărat. Iar fiul său stăpânea din Gibraltar și până la Eufrat și pe insula arabică. Ca să vă puteți închipui, ar însemna Turcia, Bulgaria, Israelul și Egiptul de astăzi, ar mai însemna nordul Africii, Marocul, Tunisia și Algeria, ar mai însemna părți din Spania și Portugalia și Italia și până sus, până la Balcani, Serbia, Bulgaria și Albania. Deci împărăteasa Elena, la rangul ei de împărăteasă, n-a avut o bucurie mai mare, n-a avut bucuria domniei, cât a avut bucuria pe care a aflat-o când a găsit la Ierusalim crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, nicio bogăție din lumea aceasta nu poate să înlocuiască, să se substituie bucuriei celei spirituale. Aceea de a trăi o viață cu Hristos, aceea de a trăi o viață cu Biserica Lui, aceea de a fi în comuniune cu toți cei care se împărtășesc de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. De aceea, faptul că dumneavoastră în acest an
împliniți o vârstă atât de frumoasă, este un dar de la Dumnezeu. Este un dar și darul trebuie lucrat în continuare cu el. Noi vă felicităm și oarecum ne umilim și ne smerim în fața dumneavoastră pentru mulți pe mulți și cunoașteți, sunteți enoriașii noștri, unii sunt și din parohiile noastre, din parohia noastră. Deci ne smerim în fața anilor dumneavoastră de căsnicie și constituie și pentru noi și pentru generațiile care vin, constituie motive demne de urmat. Vă felicităm, să fiți sănătoși, să vă fie anii rodnici și binecuvântați în vecii veșilor. Amin. Să trăiți! Mulțumesc foarte mult preacrucenicilor părinți pentru frumoasele cuvinte pe care domniile lor le-au adresat dumneavoastră. Mă închin și mă aplec în fața dumneavoastră pentru că, așa cum spuneam mai devreme, sunteți niște exemple vii. Sunteți niște icoane la care noi, cei mai tineri, ne raportăm de fiecare dată când trecem prin perioade grele ale vieții, pentru că, așa cum am auzit în slujbă, în acest drum greu al vieții, avem și bune, avem și grele, avem și rele, avem și... Dar împreună se pare că dumneavoastră ați reușit, ați ajuns la o frumoasă vârstă, împreună 50 de ani, și tare mult mi-aș dori ca să sărbătorim împreună și la 60 de ani și poate chiar mai mult. Spuneam că personal am un respect deosebit pentru familie și pentru dumneavoastră, în mod deosebit. Și împreună cu Consiliul Local am hotărât în semn de recunoștință să vă acordăm o diplomă de excelență. O diplomă de excelență care nu este doar o simplă hârtie, ci este un mod de a ne cumva recompensa noi, autoritatea locală, față de dumneavoastră. Am să rog încet, în liniște, să veniți în ordine alfabetică și eu să vă scriu aici, dacă puteți. Dacă nu, o să rog un aparținător al familiei să vă verifice diploma. Avem și un mic pliculeț pe care dumneavoastră îl veți primi și un buchet de flori din partea noastră. Iar după ce vom decerna aceste diplome, vă rog să ne mai găduiți câteva minute, pentru că mai avem o surpriză pentru dumneavoastră. Am să rog să vină alături de noi familia a Mariei, Constantin și Sofie. Familia Andronache, Vasile și Paraschiva.
de Ardeleanu, Toader și Paraschiva.
Invit alături de noi familia Gabor, Costache și Maria. Alături de noi, familia Gal, Petre și Maria. Invit alături de noi familia Ghiulcănaș, Alexandru și Natalia. Diploma mai matale și semnătura. Invit alături de noi familia Grăjdan, Corneliu și Catrica. Invităm alături de noi familia Lungano, Vasile și Georgeta. Invit alături de noi familia Manole, Vasile și Maria. Iacob și Maria. Oh.
cu diplomată. Invit alături de noi familia Mititeru, Gavrilă și Prăzina. Familia Bocanu, Gheorghe și Teodora. Hai, merge, că hai, Santos! Așa, merge, că luați diploma din partea noastră și să vă așteptăm și așa. Invit alături de noi familia Pandelaș, Ion și Elena. Invit alături de noi familia Apostolache, Vasile și Angela. Seamănă, doamna. Invit alături de noi familia Rusu, Ioan și Aneta. Invit alături de noi familia Sador, Nicolae și Maria. Invit alături de noi familia Simionescu, Ștefan și Ana. Invit alături de noi familia Simionescu, Vasile și Ileana. Un mic secret.
N-am văzut că nea Vasile Ionescu, așa cum știm noi, de pe Lapă și Vasile Lucuca. Când am văzut că ai trecut pe lista asta, am zis, Dumnezeu, cred că s-a măscut o greșeală, că îi știu foarte tine. Și am verificat lista și a zis, nu, 50 de ani. Și atunci am înțeles unde greșisem eu. De fapt, am îmbătrânit și eu, aproape 50 de ani, și e clar că... Mergem mai departe și invităm alături de noi familia Soltănel, Constantin și Sofia. Să fiți sănătoși. Mai facem și angajamente din asta, vă așteptăm la 60 de ani, adică vreți, nu vreți, trebuie să veniți peste 10 ani, da? Invităm alături de noi familia Stăruleț, Vasile și Florența. Zice
pentru că este ultima familie, dar nu cea din urmă. Eu ofer acest buchet frumos de flori pe care l-am primit, doamnei Dumnezeu. Vă mulțumesc tare mult și m-ați impresionat fiecare dintre dumneavoastră atât de mult încât chiar mi-aș dori să ajung și eu 50 de ani la acest. E greu drumul ăsta al vieții. Mulți dintre noi ne pierdem pe drum, dar încă o dată vă fericit. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să vă dea Dumnezeu înțelepciune, să fiți cât a mai dat Dumnezeu să fiți împreună, să aveți înțelegere și să vă suportați așa unii cu alții. O să vă rog să rămâneți pe pozițiile dumneavoastră, pentru că spuneam la început, vă facem o surpriză și avem aici un cor de colindători de la liceu din Cărmăneț. Și o să vă cânte ceva de suflet. Și mai mult decât atât, îl avem alături de noi, va veni alături de noi un recit artist al muzicii populare, care o să vă cânte ceva, de suflet ceva pentru dumneavoastră. Și după ce vom asculta aceste cântece, vă rog să mai rămâneți un pic. Pentru că vreau să bem împreună o pahar de șampanie. Da? Sus la Hereșteu dinspre pădure, avea Mărioara hanul ei. Ar frumos, fațios, cuprit vor și bordei, hei, toți trăgeau la hanul ei. Hanul ei vestit pentru bucate, preparate chiar de mâna ei. La un boș și un vin roș, cârnăței, mititei, hei, toți trăgeau la hanul.
mai dor, mai dor, mai dor, nu am leac să te domor. Hai mai dor, mai dor, mai dor, nu am leac să te domor. Hai mai dor, ce să mă fac pentru tine, nu am leac. Leacul la tot păcătosul, îi dragostea și frumosul. Lai, 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 lai. Ia mai zi, mai zi, mai zi, sufletelul să-l mângâi. Ia mai zi, mai zi, mai zi, sufletelul să-l mângâi. Zi, te rog din scripta ta să mai alin inima. Zi, te rog din scripta ta să mai alin inima. Ușor, ușor, să nu mă usughedor, al meu dori cu oftat, vei cu drag amestecat. Lai, 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 lai. Ia mai zi, mai zi, mai zi, eu cad la dor căpătâi. Ia mai zi, mai zi, mai zi, eu cad la dor căpătâi. La căpătâi caut laițe pe laițe ce strângi în brațe. La căpătâi caut laițe pe laițe ce strângi în brațe. Ai, la laițe trebuie colivă, la colivă, gospodină, la gospodină, bărbat, ca așa-i din Domnul lăsat. Lai, 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 lai. Iartă, Doamne, un păcătos și n-are leac de frumos. Iartă, Doamne, un păcătos și n-are leac de frumos. La ce bun să-l calci pământul dacă ți ți-ai curătul? La ce bun să-l calci pământul dacă ți ți-ai curătul? Hai, hai, dorul trage la frumos, frumosul la drăgăstos. Dragostea la fericire, că e asta lumea se ține. Dorul e cu dragostea, dragostea ține lumea. Lumea asta-i din lumină, din a Domnului grădină. Dorul trage la frumos, frumosul la drăgăstos. Dragostea la fericire, pe asta lumea se ține. Dorul e cu dragostea, dragostea ține lumea. Lumea asta-i din lumină, din a Domnului grădină. Oi, sunt talente, sunt copii de la liceu din Bărmănești. Să-i felicităm, să-i aplaudăm, pentru că aveau foarte mare emoție în vederea mea. Mulți-am trăiască, mulți-am trăiască, mulți-am trăiască. Amintească peste 20 de ani că am fost cu toții prezenți aici. George, te rog. Sărmâinile, sărmâinile, bună ziua!
salut și creștine. Uitați cât de frumoasă este această întâlnire între generația tânără și generația dumneavoastră. Spuneam nu de mult pe scena de la Târgu Trotuș, bătrânii sunt patrimoniul nostru național. Cred că sunteți singura valoare reală, pentru că sunteți martori și sunteți dovada tot ce s-a creat până acum. Am mai multe emoții decât dumneavoastră la un loc, pentru că nu mai am bunici. Și mă gândesc la părinții mei care au 70 de ani și mă gândesc la versurile poetului care spun: cine are părinți pe pământ, nu în gând mai aude și în somn ochii lumii plângând. Că am fost, că n-am fost, orică suntem cu minți, astăzi îmbătrânim, ne dor părinți. Ce părinți, niște oameni, acolo și ei și știu dureros și e suta de lei. Închei cu ultimele două versuri care sunt acum la zi, pentru că se apropie iarna. Dacă oasele-i dor, dacă nu au murit triști în casele lor, dacă lemne și-au luat, dacă oasele-i dor, între ei și copii o prăsiră de câini și umbra de plumb a prea zilnicei pui. Dragii mei, cred că dumneavoastră, mai mult decât toți, vă spuneți uneori, îți mai aduce aminte, Doamnă. Cred că vă aduceți aminte acum 50 de ani, când încărcați de emoții cum suntem noi acum privindu-vă, ați pășit în lumea aceasta în doi și nu este deloc ușor jugul căsătoriei. Este un jug frumos, dar este greu. Iar pentru mine, care împlinesc peste ceva timp 10 ani de căsătorie, este un lucru la care mă gândesc că primarul nostru peste 40 de ani, dar mai mult, mai puțin, nu contează. Sper să-mi dea Dumnezeu 40 de ani de acum încolo să primesc și eu florile și binecuvântările care le-ați primit dumneavoastră. Primul prieten pe care vreau să-l încerc, pentru că nu știu dacă se aude. O să se aude așa cum se poate și pentru că se aude așa cum se poate, vom cânta împreună. Mă vor ajuta și acești tineri minunați. Poate veți lăsa și dumneavoastră inimile să bată în ritmul muzicii. Cântă cu cubatăl, vina de răsună Bucovina. Maestre, muzica, ascultăm negativul pe boxe, poate le ridicăm un picuț. Și noi o să cântăm așa cum putem, numai cu inimile. Dumneavoastră rămâneți pe scaun. Încercăm toți, da?
Munților cu creasta lară, haideți! Munților cu creasta lară, nu lăsați strașa să piară! Munților cu creasta lară, nu lăsați strașa să piară! Ce am spus la început, dacă piere dovada existenței dumneavoastră, dacă pieriți dumneavoastră bătrânii, se duce dracului tot. Acum dumneavoastră o să râdeți, dar să știți că râdeți aplâns. Pentru că în țara asta, cred că primii care ar pune încă o dată mâna pe arme, sunteți dumneavoastră. Ăștia tineri nu au nimic în cap. Îți plecați toți într-adevăr pentru o pâine mai bună. Ne-au mumit aia să știți că ceea ce construiesc ei construiesc pentru alții, nu pentru noi. Țara asta ar fi meritat să se bucure de copiii dumneavoastră. Dacă este și mi-i găduit să-mi aduc aminte niște versuri care spuse de George Coșbuc. Era mama, da? În vaduri a pervescut și vuie la un tare, iar plop în umedul amur doinesc pe perna joale. Poezia o știm cu toții, nu vreau să vă spun decât acele patru versuri pe care le rostește mama în momentul în care realizează că George e dus la război. Nu e vorba de război. Toți plângem morții din război, dar să știți că ce s-a întâmplat după Revoluție cu 5 milioane de români plecați în afară este mai tragic decât ce s-a întâmplat în război pentru România. Noi, război, am pierdut 2,5 milioane de oameni. În această migrație demografică am pierdut 5. Așa că România a rămas, din păcate, tot pe mâinile dumneavoastră. Iar dacă stau să mă gândesc cine să vă plătească pensia, poate dumneavoastră mai are cine, dar mie cu siguranță nu. Și atunci îmi vin în minte versurile lui Coșbuc, sau mă rog, mama, care spune: așa mi-a dat, așa mi-a dat sorții, să n-am eu pe băiatul meu la cap în ceasul morții. Mă gândesc că v-ar binecuvânta Dumnezeu cu copiii lângă dumneavoastră. Nu știu câți dintre părinți, câți dintre oamenii de aici nu au nepoții plecați. Cred că toți. Toți sunt plecați în afară sau dacă nu aveți nepoți, măcar neamuri apropiate. Suntem slugă prin străini, deși avem o țară bogată. Și că veni vorba de țară bogată, cântecul pe care vreau să vi-l cânt acum se numește Sunt fecior de-a lui Ștefan. Pentru că eu sunt nepot, sunt strănepot de-a lui Ștefan cel Mare și Sfânt, mă mândresc cu calitatea aceasta de moldovean. Pentru ăștia mai tineri spun, pentru că dumneavoastră cu siguranță știți toți, că Ștefan cel Mare și Sfânt s-a născut în 1438. Mă rog, 1439 după alte izvoare. Pe Valea Trotușului și-a copilărit la Forsești. Spun asta pentru voi, dacă nu știați, dacă știați cu atât mai bine, să ne mândrim că suntem moldoveni, să ne mândrim că suntem urmași de lui Ștefan cel Mare și Sfânt, cel mai de seamă voievod pe care l-a avut România. Toate țărișoarele astea împărțite de care și cum au vrut, l-au avut pe Ștefan cel Mare, de asta l-au și numit popor român Sfânt. Pentru că întreaga viață a jertfit-o sfintei și dreptei credințe. Mă bucur că îi urmați, știu că dirijorul este absolvent de teologie. Să nu vă uitați niciodată credința asta frumoasă. O să vorbesc câte ceva și pentru sau din respect pentru rezolvăm o leacă feriale de acum. Din respect pentru părinții pe care i-am văzut aici slujind atât de frumos. Sunt date tot felul de exemple negative de preoți care mai greșesc. Nu există pădure fără uscători. Ridicați privirea și vă spun cu dragă inimă, vă spun cu cea mai mare sinceritate. La preotul care zidește, nu la preotul care dărâmă. Sunt atâți purtători de drapel, de Sfânta Cruce, atât de drept și umili în fața lui Dumnezeu. Sunt preoți care merită tot respectul și toată urmarea noastră. Priviți-i pe aceea. Dacă sunt și două, trei uscături, ignorați-le.
Pentru că pe mass media apar numai exemple negative. Eu știu cine și de ce vrea să rugească în biserică. A mai rămas, atâta ne-a mai rămas. Armata, puțină câte ea, și sfânta și dreapta credință. Și de la asta, acolo mai dau la joale, ne mai dau poporul ăsta, că dacă am rămas și fără astea, o să vină și o să vrea, o să facă ce o să vrea din țara asta. Noi nu-i lăsăm, avem încredere în Sfânta Cruce, avem valorile noastre, avem creștinii noștri, avem sfinții noștri și preoții noștri. Sunt feciori de al lui Ștefan, n-am căciună, n-am sumana în pălărie și povestea, că deocamdată nu a venit așa frigul, dar așa cum spune textul moldovean, așa îmi spune și mă port cu fală în lume. Maestre, poți să-i dea drumul la negativ, ăsta nu știți, îl gându-mai eu. Sunt feciorile al lui Ștefan, poți căciună, poți suman, moldovean, așa îmi spune și mă port cu fală în lume. Între acest cântec, tuturor celor de care v-am amintit dumneavoastră, eroilor noștri care au scris lui sabia la nevoie și arma s-au oferat pe vișoara ta. Sunt feciori de-a lui Ștefan, la mai la mai la, ori căciună, ori suman, la mai la mai la. Aude? Sunt feciori de-a lui Ștefan, la mai la mai la, ori căciună, ori suman, la mai la mai la. Moldovean, așa-mi spune, măi, lorule, măi, când mă pot cu fară în lume, măi, lorule, măi. Moldovean, Moldovean, așa-mi zice, Moldovean, oriul mă duce. Orice ciună și suman, la-i, la-i, la. Deci sunt pe tot, că nu Ștefan, la-i, 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 măi, dorule, măi! Sună, puciule, sună, neamul cu Ștefan s-a dună, din Moldova, la-i pe nord, țara moldovenilor. Sună, puciule, sună, la-i, 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 neamul cu Ștefan s-a dună, la-i, 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 măi, domnule, măi, țara moldovenilor, măi, domnule, măi, neam din neam de moldovean, măi, domnule, măi, din Moldova, din Ștefan, măi, domnule, măi. Acum să terminăm într-o notă mai vesel, așa. Prima mea căsătorie, am glumit, nu decât o dată în surat, a fost cu o văduvă. Și m-am căsătorit eu pe la vreo 40 de ani, pe 40 am acum. Pe la 29 de ani m-am căsătorit cu o văduvă. Dar vreau să spun că am trăit rău, aia era la a doua. Și tot vădan am fost. Și am trăit pe ea 2 ani de zile și i-am spus, tu Mărie, ce-i mă, Ghiță? Nu, tu Mărie, eu mă las de tine că nu mai pot trăi cu tine. Și o zic că tu, Ghiță, fii atent. Văduvă mai luat, văduvă să mă lași. Pentru ea și pentru dumneavoastră, ca să aducem în atenție calitățile unei femei care e foarte, foarte destoinică, cântăm frunză verde de mobor, o să auziți textul. Lăsați-o la microfonul și mai sus, ca să mă aud și eu în el. Frunză verde de mobor, să auzim ce spune versurile. Ce spun versurile.
și de la ușă până la sobă i-am făcut schinarea. E dat-o, mă? E trasă. Și te-a suportat 50 de ani. Acum încheiem cu acest cor minunat. Vreau să cântăm din nou pentru dumneavoastră. Cântați și dumneavoastră pentru noi. Într-o notă frumoasă, majoră, într-o notă excepțională de sărbătoare. Este cânte cu bucurie. Este imnul nostru al tuturor românilor pe care îl cântăm ori de câte ori avem ocazia. Mai ales cu așa ocazie, încă o dată, în nume personal, vă spun felicitări. Să dea Dumnezeu ca aceste diplome, ca numărul acestor diplome să rămână același neschimbat și la nunta de platină peste 25 de ani. Atunci și eu voi avea 35 de ani de căsătorie și mi-am promis primarul un plic gros, așa, cu bannote de un leu. M-au întrebat acest minunat tineru, zic, domnul Cojocărescu, zic, eu nu sunt domnul, sunt George. Dumneavoastră cântați pe note și zic, nu, eu cânt pe bani note. Cântăm la mulți ani cu sănătate. Pe parcursul a trei zile vom sărbători zilele orașului Dărmănești.
Rugămintea mea este să veniți să-mi arătați și mie cum mai joacă oamenii după 50 de ani de căsătorie. Mulțumesc foarte mult, George, mulțumesc pentru frumoasele melodii pe care ni le-ai cântat astă seară. Vă rog să luați loc, rămâneți pe poziții, colegele mele vor veni cu o cupă de șampanie, pentru că nu e la mulți ani, vă rog un pahar de șampanie. Optă bună, vă rog. Și direct domnul primar! Doamne ajută, doamne ajută!